Primele roșii românești crescute în pământ, nu pe suprafețe artificiale, vor ajunge pe tarabe în mai puțin de 15 zile, potrivit spuselor legumicultorilor autohtoni. Vor fi însă mult mai scumpe decât roșiile aduse din import. Cât de scumpe vor fi primele roșii românești crescute în pământ? Nici o salată reușită nu poate fi preparată fără câteva roșii delicioase. Tomatele autohtone sunt extrem de căutate în piețele din România, iar prețurile vor fi pe măsură. Conform legumicultorilor din Buzău, consumatorii care vor dori să savureze roșii autentice românești vor trebui să scoată din buzunar cel puțin 30 de lei per kilogram. Românii s-au plâns în ultima perioadă de faptul că tomatele de import comercializate în piețe și supermarket nu au pic de gust sau aromă, deși sunt extrem de aspectoase. Așteptarea legumelor produse de grădinarii autohtoni nu va mai dura mult, deși prețul lor va fi mult mai ridicat pe măsura calității superioare a alimentelor. Fermierul Mircea Tatu produce roșii autohtone pe mai bine de 3600 de metri pătrați de teren ocupat de solarii încălzite. Specialistul susține că primele tomate crescute în spațiile sale protejate vor ajunge pe tarabele din piețe după jumătatea lunii martie. Roșiile sunt produse în solariile încălzite, astfel că prețul lor va fi unul piperat. Anul trecut, Mircea vindea primele recolte cu 25 de lei kilogramul, iar în 2023, acesta preconizează că prețul va crește cu 5-8 lei față de cel anterior. Mircea Tatu spune că prețul ridicat al roșiei românești reflectă scumpirile înregistrate în ultima vreme la combustibilul pentru utilaje și mai ales cu sursa pentru încălzirea solariilor. Relatează playtech.ro.